Bună ziua! Hristos a înviat. Adevărat, a înviat. Domnul X, bă, salutare! Mă bucur să vă aud și mă bucur foarte tare să vă văd, pentru că eu vă văd, voi nu mă vedeți. Nu vă vedem, dar lumea trebuie să ne trimită mesaje pe WhatsApp. Cum cred ei că arată omul ăsta din spatele acestei voci? Și am o întrebare pentru dumneavoastră, prima întrebare, dacă printre pasiunile dumneavoastră se numără renii mici. Da, asta este una dintre glumele noastre, nu putem să o dăm pe pot acum la ora asta, poate după 22. Dar sunteți pasionați de renii mici? Toate pasiunile. Nu, că știu că iubește animalele, de asta. Iubim animalele cu toții, da. Mai ales când vine Crăciunul, vorbim atunci foarte mult despre renii mici, da. Perfect. Haideți să spun ce crede lumea despre vocea de la Măruță. Este înalt, are ochii căprui, este slab, brunet. Altcineva spune... Trebuie să spunem rece, cald, călduț, fierbinte. Nu, mâine o să te arăți, dar până acum vreau să-ți mai spun ce mai zic oamenii. Așa. Unii zic că ești grăsuț, bucălat, brunet, cu părul scurt, fără barbă, 45-50 de ani. O parte, da. S-ar putea grăsuț, da. Puțină burtică, ochii blânzi. Am și eu unul. Uite, hai să-i zic că și ciucă. 60-65 de ani, destul de înalt. Un pic de chelie pe partea frontală a capului. Așa. Cărunt. 115, între 115 și 130 de kilograme. Bun, și Placido Domingo cred că avea o greutate în măsura vocii, dar... Asta o să vedeți mâine. Toată lumea se întreabă, domne, cum arată vocea emisiunii la Măruță? Pentru că tu ai voce, Mișule, înțelegi ce zici. Ce mă, ce? Treceți-vă peste ca și cum. Ce ai făcut? Hai băi, George, că ai voce, Mihăiță, Georgică, păi nu mai știu ce nume să zic. Da. Mâine veți face cunoștință cu domnul X, ca să-i zicem așa, cu mine. Sau Claudiu, sau Victor. Mă bucur să, până atunci, mă bucur să te aud, pentru că n-am vorbit de foarte multă vreme. Nu mi-ai răspuns nici măcar la mesajul de Paște. Ești atât de ocupat. Mi-ai dat mesaj de Paște? Uite, vezi? Da. Mă bucur chiar pe bune, mă bucur să vă aud și să vă văd. Ia uite, te uiți la telefon? Da, mă uit. Da. Chiar mă bucur să vă aud. Nu, e pe celălalt telefon ăla pe care nu-ți intră mesaj. Tare, îmi lipsește foarte tare să vin la serviciu. Însă atunci când te gândești câte sacrificii fac alții care chiar luptă în linia întâi cu pandemia asta și sunt acolo în focuri, noi chiar avem o sarcină ușoară să stăm acasă și să muncim de acasă. Vreau să le spunem celor de acasă că sora ta este medic și ea este tot așa în prima linie. Da, exact. Este chirurg, este la Iași în prima linie. Am tot timpul emoții când mă gândesc că se duce la treabă, dar până la urmă e meseria pe care și-a ales-o și mi-a zis, eu nu trebuie să-mi fac griji în privința asta, pentru că atunci când ești optimist și pleci la treabă, la muncă, pregătit și mental și respect toate procedurile, în principiu nu trebuie să întâmple nimic, nu? Da. Să știi că ți-am răspuns la mesaj, adevărat, am înviat. Dacă te uiți să verifici. Am auzit mai devreme, da? Mulțumesc. Și cineva zice, de exemplu, vocea la Măruță este Gălățescu Alin. Avem încă un telespectator care zice că e Horia Brenciu. Altcineva a zis Tudor Chirilă. Ia, cântă-ne puțin! Paratile astea, să știi, e ok, e în regulă, însă nu. E călduț spre rece. Da, ia, zine, anunță, de exemplu, că urmează să intrăm în direct cu Jorge, care e la Azuga, dar cu vocea asta ta așa incredibilă. Da, doamnelor și domnilor, și în câteva minute vorbim în direct cu el la Măruță. Da, mai zi o dată așa, la Măruță. La Măruță. La Măruță. Hai că nu-ți iese. Nu, dar mai zi o dată, Mișu, vreau vocea aia, gravă aia. La Măruță. Hai că suntem pe divertisment, pot să fiu grav. Doamnelor și domnilor, Jorge, în câteva momente, la Măruță. Dar tu poți să vorbești în șoaptă? Nu. De ce nu pot să vorbesc în șoaptă? Pentru că când eram mic, mama îmi dădea de mâncare să bufăre. Să bufăre, da. Da, nu. Mișu, ia. Poți să vorbești subțire? Îi beritez pe telespectatori, le zic tot felul de nume.
Dar de ce îmi zici Mișu? Pentru că nu mă numesc așa. Păi, nu știu, am zis, ți-am și Claudiu și George și Victor, că domnul X. Da. Poți să vorbești subțire? Nu pot. Nu pot. E unul dintre defectele mele. Perfect, Mișule. Sau George. Sau Valentin. Sau Valentin. Te așteaptă Jorge pe cealaltă linie. Da, ne vedem mâine, când o să te vedem. Sigur, neapărat. Continuați să scrieți mesaje pe WhatsApp, să încercați să presupuneți cam cum sunt, cum arăt. Eu le aștept. Așteptăm mesajele pe WhatsApp să ne spuneți cum credeți că arată. Până una alta, multă baftă și ai grijă de renii mici. Da, neapărat. Până mâine. Te-am pupat, la revedere, numai bine.